Și am decis împreună că în acest moment, pentru a nu pune în pericol procedura de investire a guvernului și pentru a nu crea niciun fel de animozitate încă de la începutul funcționării noastre, domnia sa să nu facă parte din miniștrii pe care îi voi propune Parlamentului. Victor Ponta a subliniat că ideea unui departament în subordinea primului ministru care să lucreze pentru o mai bună transparență a actului guvernamental și pentru o relație mai corectă a guvernului cu societatea civilă este o idee la care ține foarte mult și care rămâne în vigoare. Domnul Alistar a creionat principiile și modul de organizare a acestui departament și vor fi cuprinse în programul de guvernare. Aștept ca ultimele decizii de la Înalta Curte de Casație și Justiție să lămurească încă o dată faptul că o decizie administrativă a unei instituții administrative s-a luat în mod neîntemeiat și îl voi aștepta pe domnul Alistar să se alăture echipei guvernamentale în cel mai scurt timp posibil. Premierul a apreciat situația lui Victor Alistar ca cel puțin bizară. Teoretic, acesta nu ar putea să ocupe o funcție administrativă în zona creșterii transparenței decizionale pentru că a condus Transparency International. Cred că numai la noi se întâmplă asemenea anomalie, a adăugat Victor Ponta. La rândul său, Victor Alistar a declarat că nu se află în nicio situație de incompatibilitate și că va rămâne în guvern, precizând că acțiunea Agenției Naționale de Integritate a fost abuzivă.